Și despre tot ceea ce înseamnă campanie electorală, la ce ne așteptăm în următoarele 30 de zile, plus o săptămână, pentru că avem campania parlamentară care va continua inclusiv după ce se încheie cea pentru prezidențiale. Îl invit pe Mircea Toma, membru al Consiliului Național al Audiovizualului, în direct. Bine v-am găsit, domnule Toma, vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Mulțumesc și eu pentru invitație. Care ar fi, din perspectiva dumneavoastră, anomaliile, dacă putem să le spunem așa, acestei campanii electorale în ceea ce privește, poate, comunicarea și a felului în care mesajul ajunge la public? Eu muncesc acum la CNA și CNA-ul se ocupă mai degrabă de spațiul televiziune-radio. Încă nu avem atribuții pentru audiovizualul din online. Iar ce se întâmplă aici este, din punctul meu de vedere, mai permisiv decât în perioada preelectorală. Adică, în ciuda aparenței că în luna alegerilor regulile sunt mai constrângătoare, așa cum e făcută legea noastră, ea practic nu permite sancțiuni financiare decât pentru ultima săptămână, ceea ce înseamnă o Practic, domnule Toma, dacă înțelegem corect și ca să înțeleagă cei care se uită la noi, pot exista derapaje în acest interval de câteva săptămâni? Sancțiunile, adică fiecare poate să spune ce vrea, fiecare post poate să difuzeze ce dorește și abia la finalul campaniei vor fi trași la răspundere. Pentru fapte comise în ultima săptămână. Uh-huh. În primele trei săptămâni pot să se întâmple toate năzdrăvăniile, pentru că CNA-ul nu poate să aplice sancțiuni mai aspre, pentru că se consideră că radiodifuzorii, adică voi, televiziunile, începeți de la zero cu istoricul vostru. E ceea ce se întâmplă cu codul rutier. Șoferii știu că dacă încalcă niște prevederi, primesc niște puncte. Punctele alea rămân în carnet și își pierde permisul dacă cumulează un număr de puncte. Atunci când televiziunile și radiourile intră în campanie electorală și se declară campanie electorală, punctele care există în carnetele radiodifuzorilor se șterg. Și o iau de la zero. O iau de la zero. Și atunci CNA-ul trebuie să înceapă cu sancțiuni foarte mici, care înseamnă avertisment. Nu e o idee, din punctul meu de vedere, că sancțiunea este vitală, dar sunt încălcări foarte severe care presupun totuși sancțiuni. Din fericire, ce vreau să vă spun, ca să nu rămână un gust amar, din fericire, marea majoritate a radiodifuzorilor reacționează din bun simț, diferit față de ce le-ar permite acest joc legislativ, își creează un comportament responsabil și profesionist, mai serios decât în restul perioadei, în afara campaniei electorale. Ați putea da câteva exemple de derapaje care vă vin în minte, poate? Cel mai recent care îmi vine în minte sunt e legat nu de campanie electorală propriu-zisă, dar e vorba de publicitate politică în afara campaniei, care este interzisă. Iar în timpul campaniei apar dezechilibre în comunicare, adică sunt favorizați unii actori politici și defavorizați alții, fie prin prezența, frecvența apariției, ceea ce noi contorizăm, CNA-ul măsoară frecvența aparițiilor, dar nu este asta un criteriu direct de a atrage o sancțiune. În schimb, atunci când moderatorul își uită misiunea de jurnalist și devine un apologet al actorului politic pe care îl are alături sau îl prezintă, asta este o formă de ratare a principiului echidistanței.
Moderatorul trebuie să facă pasul înapoi, să fie echidistant. Mai este un fenomen care se întâmplă, l-am identificat în campania anterioară, așa numitele conserve. În limbajul jurnalistic... Se numesc așa, e conservele. Conservele sunt niște materiale publicitare politice care sunt înfipte în jurnalele de știri, unde este interzis să se facă publicitate politică. Știți, asta da. Ați văzut deciziile CNA, regulamentele pentru campanie. Iar cu toate astea apar cel mai frecvent și penibil și degradant pentru profesia de jurnalist, să preiei de pe Facebook-ul candidatului un material în care el se laudă, este o conferință de presă, un meeting, ceva, și îl verși în ecran și lași publicul să vadă acel produs ca fiind un produs pe care publicul presupune că l-a filtrat ziaristul, că a ales ceva să-i arate acolo și că spune... alături de material, comentează, pune ghilimele. Ori astea sunt prezentate ca și cum ar fi produse chiar de postul de televiziune. Ceea ce este, publicul e păcălit, crede că ziaristul a făcut o evaluare critică a candidatului. Și a materialului pe care îl difuzează, bineînțeles. Trebuie trecut și păstrat la fel echilibrul și echidistanța pentru a arăta și partea cealaltă a discursului, cel puțin a actorului politic. Exact. Orice, la ce asistăm, în unele situații, este de un ridicol pe care nu înțelegi cum se poate așa ceva. Adică un moderator care spune invitatului lui un candidat, dar nu e așa că sunteți extraordinar? E adevărat că vor să vă asasineze? Ați văzut dumneavoastră, dați atâtea lucruri poporului în timp ce alții ia să-i vedem și prezintă în fereastra ecranului, într-o fereastră, un contracandidat care se lăfăie în iahturi și este ultra bogat și este luat e criticat de moderator. Aici moderatorul devine membru al echipei de campanie electorală. Exact. Ce pârghii există, domnule Toma? Ați spus, există lacune legislative care nu permit intervenția directă atunci când există derapaje grave. Totuși, care sunt pârghiile CNA-ului? Puteți să schimbați ceva sau există intenția de a schimba ceva la legea actuală pentru a schimba puțin acest fel de a se desfășura lucrurile? Eu sper că da. Eu vorbesc despre ce am constatat eu după prima mea experiență în CNA, într-o campanie electorală. Și se impune modificarea legislației și nu grav, adică sunt niște modificări mici de reglaj, dar e un declic care face produce efecte importante. Deci trebuie schimbat articolul la care se trimite în legea audiovizualului pentru modul în care să fie sancționate deciziile generate de CNA. Acum... Deciziile sunt regulamentele pentru campaniile electorale. Se sară de la articolul A la articolul B. Și atunci se poate opera just. Deci aici, ăsta este una dintre modificări. O altă situație destul de penibilă este faptul că pentru patru tipuri de alegeri există patru tipuri de legi distincte, care vin peste legile curente. Legea după care funcționează CNA-ul este legea audiovizualului plus o lege subsecvent generată de CNA. În timpul campaniei electorale noi dăm la o parte aceste legi, nu avem voie să le folosim. Folosim niște legi care sunt date de Parlament pentru fiecare alegere în parte și care autorii acelor legi nu au citit ce au scris colegii lor care au făcut celelalte legi. Și atunci nu seamănă între ele. Și atunci, înțeleg ce ziceți, adică există mai multe acte normative care spun parțial sau tangențial același lucru, în loc să existe poate una singură unitară care să cuprindă toate aceste mențiuni pentru campaniile Perfect. Electorale. Pentru dumneavoastră, vedeți, e un lucru care pare logic.
Cu toate astea, situația se rostogolește de ani de zile în Parlament. Eu nu știu dacă a semnalat-o cineva până acum, dar este ridicol și nu, cum să spun, n-ar provoca reacții politice o aliniere a acestor legi. Nu cred că este sensibilă la interese particulare politice, doar un exercițiu de logică și de răbdare să facă o lege pentru toate tipurile de alegeri. Sunt niște situații. Există vreo șansă ca lucrurile să se schimbe pentru aceste alegeri pe care le avem în curând? Dacă pentru aceste alegeri, nu. Sigur, nu. Nu ai voie să schimbi legislația electorală în timpul anul jocului. Electoral. Da, Comisia de la Veneția are această prevedere clară, nu se fac modificări. Trebuie, după aceste alegeri, pentru viitoarele alegeri, cineva ar trebui să-și aducă aminte și eu o să încerc să rostogolesc această idee la nivelul Parlamentului viitor, viitorul Parlament, să vedem, poate că reușesc să-și schimbe mecanismele după care ne reglează nouă. Cum credeți că va avea loc comunicarea, având în vedere că avem alegerile parlamentare care sunt intercalate între cele două tururi ale alegerilor prezidențiale? Și atunci mă gândesc, avem o campanie electorală pentru prezidențiale care începe de astăzi, timp de 30 de zile, și o campanie pentru alegerile parlamentare care începe peste o săptămână și se va încheia cu o săptămână mai târziu. Adică între cele două tururi ale alegerilor prezidențiale, noi vom avea practic încă câteva zile de campanie pentru alegerile parlamentare. Cum o să funcționeze treaba asta? Aici vin lângă dumneavoastră și mă uit și eu așa. Cum o să funcționeze? Da. Pentru că, într-adevăr, avem perioada aceea pentru prezidențiale, va fi o perioadă de liniște electorală. De liniște, de publicitate, de campanie electorală. Da. Nu va fi voie să se facă campanie în zilele alea, din imediata proximitate a alegerilor, în timp ce pentru cealaltă campanie nu este Și asta zic, nu va fi indirect, mă scuzați că vă întrerup, dar logica mea îmi spune că deja vor exista, adică există și în momentul de față, candidați care sunt asociați cu anumite partide și atunci orice mesaj pe care partidele îl vor da sub tutela alegerilor parlamentare, sub îndemnul votați-ne parlamentari, implicit este și un mesaj pentru votarea președintelui, pentru că fiecare partid, cei drept, vom avea doar doi candidați pentru turul al doilea, nu vor fi 14 cât sunt în prezent. Ceea ce nu va reduce entuziasmul. Dar exact, adică știm că lucrurile se înfierbântă în general între turul întâi și turul al doilea în România ultimilor ani. Acum, cum să spun, aici bunul simț, aici bănuiesc că și publicul are deja experiența suficient de clară ca să nu se împiedice în aceste restricții care sunt relativ formale. Măsura este dată ca să nu se comită atacuri într-un interval mult prea scurt de timp ca să mai lase posibilitatea celor atacați să răspundă. Asta e rostul acestei legi. Sigur că în spate mai sunt, că oamenii au timp să se gândească cu cine să voteze și așa mai departe. Da, dar cea mai importantă, rostul cel mai important este acesta. Dacă apare în preziua alegerilor, pe campania pentru parlamentare, o mizerie pe care cineva o lansează și o mizerie poate să fie o chestie destul de gravă. Adică discutăm despre ce s-a întâmplat în Slovacia, unde în preziua alegerilor a fost distribuit o înregistrare a unei presupuse convorbiri telefonice, care era de fapt un produs de fake news, deep fake, adică era o falsificare a unei convorbiri folosindu-se vocea originală a autorilor, unde contracandidatul actualului câștigător, celui care a câștigat asta, discuta cu cineva cum va falsifica el numărarea voturilor. Asta produce efect. Poate să producă cu siguranță și ați adus discuția într-o zonă foarte sensibilă și contemporană. Deepfake-ul în campaniile electorale. Ați semnalat, aveți semnalat la CNA, au existat în campania anterioară și există temeri în ceea ce privește în campania electorală pe care o începem astăzi.
de, news, de știri false create cu ajutorul inteligenței artificiale, acele clipulețe. Am văzut câteva exemple în ultimele luni, în ultimul an, ca să zic așa. Imagini cu Donald Trump, ne aducem aminte, generate cu AI, încătușat pe străzile New Yorkului. Imagini cu Papa care purta un lanț mare la gât. Adică au tot fost și inclusiv clipulețe care au circulat. Da, din punctul meu de vedere, așa cum văd eu peisajul electoral în acest moment și a instrumentelor de campanie cu care operează actorii politici, nu știu dacă riscul pentru un asemenea fenomen există. Există însă din plin o uriașă doză de fake care poate fi botezat deep doar pentru că pătrunde adânc în mințile multor cetățeni. Și anume mă refer la discursurile populiste care vehiculează minciuni clare, lucruri care nu se pot întâmpla și și-au făcut au reușit ascensiunea lor în conștiința alegătorilor în virtutea unor minciuni. Dau câteva exemple. Vă rog. Orașul de citesc din perioada imediat anterioară, nu neapărat din campania electorală, dar astea sunt treptele pe care s-a ajuns sus în campanie. Orașul de 15 minute a fost considerat o pacoste. Urmează să fim închiși în lagăre. Acest discurs este 100% fals. El pleacă de la citarea unor fragmente din propoziții din legi, o lege care e gândită ca să-ți facă viața mai ușoară, la îndemână tot ceea ce îți e necesar. Un model de oraș care a existat și există deja în România, implementat în câteva cartiere din București, de exemplu, drumul Taberei, care așa erau gândite în jurul unui pachet de blocuri, în incinta unui pachet de blocuri, să existe școli, un punct sanitar, etc., da? Alimentarea. Da. Sau noi nu vrem să ni se ia copiii. Altă veste dramatică, o lege care făcea contrariul, care încerca să asiste familiile care acum nu pot să își facă datoria parentală până la capăt și își abandonează copiii, să le dea asistență să nu-i abandoneze, asta a fost interpretată că statul vrea să ne ia copiii. Deci de un ridicol total. Cu toate astea am văzut pe străzi 20.000 de oameni defilând cu pancarte scrise greșit gramatical, că copiii sunt ai noștri. Da? Cu acest tip de fake-uri mult mai eficiente decât, da? Se iau un proiect de lege, se citește greșit, se inventează ceva în legătură cu el și este vândut cu energie și este îmbrățișat de o categorie de public care nu are răbdare să se uite la sursa inițială a informației. Domnule Toma, având în vedere cumva exact de la ceea ce ați povestit dumneavoastră acum, s-a maturizat publicul din România, a ajuns să aibă o gândire critică, constructivă, crede tot ceea ce îi se dă? Procesul e în curs. Nu aș putea să spun că, judecând după procente, victimele discursului populist sunt fiind încă numeroase. Nivelul de criticism în consumul de mesaje din media și mesaje politice este suficient de ridicat pentru a ne păzi de asemenea drame. Pentru că e o dramă, sunt niște minciuni îmbrăcate în culori atractive, de obicei tricolor, și pe care le îmbrățișezi, ceea ce ți se întâmplă după, nu anticipezi. Nu există garanții ale ameliorării dincolo de faptul că ai luat în brațe o gogoașă tricoloră. În momentul de față, CNA poate să reglementeze doar ceea ce ține de televiziune, de radio. În schimb, sunt multe fake news-uri care provin din online.
Luați în considerare sau se discută aceste aspecte de a se mări aria de jurisdicție, ca să-i spun așa, a CNA-ului pentru ceea ce privește online-ul? Ultimele directive europene au creat această transformare a CNA-ului, care urmează să-și intre în pâinea digitală până la capăt, adică să trecem de granițele deja foarte precare ale televiziunii, pentru că nu mai știi unde se termină televizorul și unde începe telefonul. Da, deci practic diferența asta este o diferență de muzeu. În realitate, informația circulă pe o diversitate de canale foarte mare și responsabilitățile CNA-ului se extind. Sunt deja extinse, noi lucrăm deja la codul audiovizual care urmează să fie publicat într-o formă finală, pus în dezbatere publică și apoi votat la începutul anului viitor, în care toate articolele vor avea și trimitere la modul în care se aplică pentru produse audiovizuale găzduite de platforme digitale. Digitale. Incredibil. Deci vom avea reglementat și acest aspect, care este foarte important, pentru că multe din fake news-uri se propagă tocmai pe aceste canale. Știm povestea cu multe site-uri care apar înainte de alegeri, într-o perioadă foarte convenabilă, o explozie, de zeci de site-uri care dau diferite știri și care de cele mai multe ori ajung să influențeze masele în ceea ce privește felul în care își alocă votul. Exact. Acum, eu cred că există instituții care veghează la acest subiect și în prezent. Sunt instituții care sunt mai specializate și pe analiza autenticității autorilor mesajelor care sunt transmise, deci dacă sunt produse tehnice și nu sunt oameni acolo și care doar stârnesc niște oameni care să redistribuie, dar de fapt generarea este făcută cu ajutorul unor mecanisme tehnice, pot să intervină și să limiteze acest produs. Dar e un discurs extrem de delicat, pentru că complicat, cred, totodată. Nu poți să îndemni o instituție a statului să intervină cu forfecuța asupra unui canal de comunicare în virtutea unor analize pe care le face statul, care întotdeauna va fi suspectat că e tentat care propriile interese. Adică întotdeauna va exista această temere de control. Da. Și atunci, ce pot să recomand acum pentru tot ce se întâmplă în spațiul informațional, indiferent de sursa care ajunge la cetățean, este ca verificarea să o facă fiecare dintre noi. Există site-uri, există Veridica, de exemplu, punctul care are pentru România, face o analiză relativ promptă pentru informații care au fost demonstrate ca false, le-au identificat ei ca false și poți să te duci acolo să vezi care sunt vrăbiile de pe gard după care riști să alergi degeaba. Ca o concluzie, domnule Toma, în câteva propoziții, un ghid de bună practică în perioada următoare, la ce trebuie să fie atenți oamenii? Asta ați spus deja parțial, trebuie să se asigure că verifică informația, dar și candidații. Și noi ca... surse pentru media. Mine nu candidatul este subiectul, ci vehiculul care transportă mesajul. Deci, cea mai importantă recomandare este că întotdeauna atunci când te uiți la un ecran, să te întrebi cine controlează ecranul respectiv, al cui este și dacă acea entitate este posibil să aibă relații și interese cu actorii politici, atunci să citești ceea ce ți se comunică, să interpretezi ceea ce ți se comunică din această perspectivă. Ăsta e al lui George, al lui Vasile, al lui Ion. Scuze, pentru George mi-a scăpat. Da. Și să te uiți ce spune. Interesant. Dar ți-ai pus o pavăză și stai. Nu o să meargă direct în suflet,
Pentru că, de fapt, cel care povestește chestia asta are în spate. Sunt foarte mulți proprietari de instituții media care candidează, mai ales în țară. Sunt proprietari sau ziariști care moderează emisiuni în care vorbesc despre alți candidați și ei sunt candidați. Mare atenție aici. Dacă vă puteți aici. Imagina. Da, da, încerc să-mi imaginez. Am făcut un exercițiu de imaginație. Înțelegem, deci trebuie să filtrăm foarte bine. Ascultați Gold FM dacă veți un exemplu scurt și clar. Acolo este un candidat care moderează o emisiune despre candidați. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Toma, pentru toate explicațiile. Vă mai așteptăm în perioada următoare la Euronews România, o perioadă extrem de interesantă și de aglomerată. Mulțumim pentru prezență. Și eu mulțumesc încă o dată pentru răbdare.